Ador să mă joc cu Lego! Ava? Scumpo? Ce e cu gălăgia asta? Ce dezastru e! Nu mai contează, mi-a venit o idee! Ia uite! Sunt învelită în bandă adezivă! Super, nu? Sper să nu mă bag în situații lipicioase! Wow, e distractiv! Hai să adunăm piesele de Lego! Așa e mult mai ușor! Trebuie doar să ne rostogolim peste ele și treaba devine mai rapidă! Am ratat câteva! Le-am luat! Cred că astea sunt toate! Hai să le punem în cutie! Efectiv, le dezlipim de pe bandă! Wow, camera e curată! Nu pot să cred că fetița mea crește așa de repede! Sper să-i placă ce cadou i-am luat! Așa, să nu uite tortul aniversar! Ia uite-l! E efectiv perfect! L-aș putea mânca pe tot! O, nu! Ce-a fost aia? Nu! Am strivit lumânarea! E ruptă! Nu pot să pun așa ceva pe tort! Ce mă fac? Poate că jeleul ăsta o să mă înveselească! Stai puțin! Ăsta seamănă cu 5! Mi-a venit o idee! Cred că știu ce să fac! Merită să încerc! Ia un șarpe din jeleu și folosește un creion 3D ca să desenezi pe el. Creează mici spirale de plastic pe șarpele din jeleu. Continuă de-a lungul jeleului. Desenează pe plastic construind treptat. Șarpele din jeleu e pe post de șablon. La final o să obții ceva care arată așa. Ridică cinciul de pe șarpele din jeleu. E gata să ajungă pe tort. Oh, wow! Ce frumos e! Pune-ți o dorință, draga mea! Da! La mulți ani! Wow! E pentru mine? Oh, ce frumusică ești! Poftim biberonul! Nu! Nu vreau! Asta e! Îmi rămâne mie! Poate vrei niște iaurt delicios? Mmm, ce cremos e! Ia, puiule, gustă-l! Nu! Trebuie să mănânci ceva? Stai așa, cred că știu ce pot să fac! O să iau un iaurt mic! Și o să-i adaug colorant alimentar! Apoi o să-l amestec bine! Ce culoare intensă are! E suficient! Ia uite, puiule! Oh, wow! E albastru! Vreau! Poftă bună, prințesa mami! Mmm, e delicios! Oh, fetița mea se face mare! Hai să te curățăm pe față! Am ratat un loc! Tortul e aproape gata! Mai lipsesc doar bombonelele! E apetisant! Mama nu trebuie să știe că sunt aici! Tortul ăla o să fie al meu! Abia aștept să-l gust, dar trebuie să aștept până mâine! E timpul să mă culc! A plecat? Calea e liberă? Știam eu că merită să mă ascund timp de 5 ore! Să vină tortul! Wow! Uită-te la el! Cred că m-am îndrăgostit! E splendid! Trebuie să fiu cumpătată! O să gust o bucățică mică! Wow! Mama e o cofetăreasă minunată! Cred că o să-mi fac de cap! E atât de bun! Ești al meu! O să-l savurez! Acum! A fost fabulos! Și nu regret nici măcar o guriță! Ultima bucată! Oh, ce somn minunat! Ava, ăla-i tortul meu? Nu e ceea ce pare! Trebuie să plec! Nu pot să cred! Chestia asta se întâmplă de fiecare dată! Stai! Ăla-i un păianjen? Dar mi-a venit o idee! O să pun castronul ăsta cu dulciuri delicioase în frigider! A zis cineva dulciuri? Trebuie să-l am! Sper să nu le mănânce nimeni! Acum e șansa mea! Mama habar nu o să aibă că am fost eu! O să fie super! Ce? Păiașeni! Sunt peste tot! Știam eu că o să meargă! Uitasem de păianjeni! Să te înveți minte, Ava! Sandvișul ăsta începe să arate bine!
Perfect! Cantitatea ideală de sos picant! A venit prânzul! Stai! Oh, nu! Vine Ashley! Mai bine iau sandwich-ul de aici! Tată, mi-e foame! Vreau ceva de mâncare! Ah, sigur! Am înțeles! Stai să văd ce pot să fac! Poftim! Niște terci de ovăz fierbinte doar pentru tine! Scârbos! Nu vreau așa ceva! Nici gând! Eh, stai puțin! Revin imediat! Wow! Ce e chestia aia de acolo? Un sandwich! Arată bine! Țac! Da, acum am un sandwich grozav pe care îl pot mânca! Ce faci? Stai pe loc! Aia-i mâncarea mea! Poftim! Poți să mănânci fructul ăsta! Nici gând! Vreau un sandwich! Cred că pot să fac ceva din astea. Bun, e timpul să feliem niște fructe. O să încep cu un măr pe post de bază. Am adăugat câteva felii de kiwi, apoi o portocală și niște căpșune. La final niște banană și apoi capacul sandwich-ului. Ia uite ce sandwich ți-am făcut! Stai să văd! Da! Dă-mi-l, dă-mi-l! Ăsta e cel mai bun sandwich din lume! Bun, mă bucur să aud asta. Acum tati o să-și mănânce și el sandwich-ul. Cât de palpitant! Sunt atât de multe animale! Oh, ia uite! E un iepuraș pufos! E atât de simpatic! E adorabil! Ava, trebuie să stai lângă mine! Dar, mama, iepurașul! Wow, îl iubesc atât de mult pe iepurașul ăla! E cea mai drăguță creatură pe care am văzut-o vreodată! Oare ce faci acum? Aș vrea să am și eu un iepuraș! Ava, s-a întâmplat ceva? Ia uite! Oh, e minunat! Vreau un iepuraș de companie, mama! Te rog, o să-l hrănesc cu morcovi în fiecare zi! Vorbim mai târziu! De ce? Uită-te la el, mami! Ava, încetează! Am o idee mai bună! O să pun lipici pe degetul mijlociu al acestei mănuși din cauciuc. Apoi o să îndoi degetul și o să-l presez. Acum întorc mănușa pe partea cealaltă. Dar am iar nevoie de lipici. O să pun puțin lipici pe degetul mic și pe cel mare. O să le îndoi și pe ele. Acum am nevoie de o cariocă. O să desenez doi ochi. Apoi niște mustăți. Și o gură. Biluța asta roz și pufoasă o să fie nasul ideal. Apoi am nevoie de un pahar din carton și un pai. O să fac o găurică în pahar și o să bag paiul acolo. Apoi o să pun mănușa pe pahar. Trebuie să mă asigur că e fixată bine. O să bag mănușa în pahar. Uite ce am eu, Ava! Când suflu în pai, se ivește un iepuraș! Unde a dispărut? Ah, uite-l! E șmecheră treaba, nu? Ți-a făcut și ție unul! Serios, mamă? E super! Ești de acolo, iepurașule? Wow! Aș putea face asta toată ziua! Cine poate face iepurașul să apară mai repede? Am câștigat! Mersi, mamă, e grozav! Ia uite ce comoară am! Colecția mea de scoici prețioase! Sunt uimitoare! Mi s-a făcut foame! Dar ce pot mânca? Trebuie să mă gândesc la ceva! Unde-i mama? Stai puțin! Dacă nu e mama, înseamnă că pot să prăvuiesc frigiderul! Mama nu o să știe niciodată! Wow! Unde-i toată mâncarea? Oh, nu! Magneții mamei! O să fie atât de nervoasă! Trebuie să rezolv treaba asta! Dar cum? Stai puțin! Scoicile mele o să fie utile! Sunt un geniu! Lipește un magnet pe o piatră! Asigură-te că stă bine! Apoi începe să decorezi piatra. O acoperim pe asta cu vopsea albă. Acoperă întreaga piatră cu vopsea. De fapt, e chiar relaxant. Nu rata nicio zonă. Așteaptă să se usuce vopseaua. Apoi folosește vopsea galbenă ca să creezi un cerc. Și umple-l. Arată ca un ou. Fii cât de creativ vrei. Gata! Sper să nu observe mama! Oh, băiatul meu frumos! Iu, a fost cât pe ce? Pizza? Nu se poate! Mersi, mamă! Hap-ciu! Doamne! Oh, nu! A răcit băiețelul meu?
Vai de mine, ai nevoie de medicamente! Ce? Nu, nu vreau chestia aia! Vai, ce pot face ca să-l conving să bea siropul ăsta? Desigur, un suc! Ar trebui să meargă de minune! Totuși, trebuie să fac câteva modificări și trebuie să decupez o ușiță! Acum pot să strecor sticluța de sirop înăuntru! Așa, n-ar trebui să-și dea seama! O să adaug un pai! Scumpule, ți-am adus ceva bun! Un suc! Da! Ador sucul! Mersi mult, mamă! Mmm, ador cerealele! Iu, ce scârbos! Bună, mamă! Dezgustător! Ce bine era dacă nu vedeam așa ceva! Ups, scuze, mamă! Există o singură soluție! Nu te mișca! Sunt firimituri peste tot! Trebuie să le adun! Iu, m-ai speriat! Nu te apropia! Chiar mi s-a făcut foame! Bun! A fost înfricoșător! Dar am și obiectul ăsta! E cam vechi totuși! Cred că zilele lui de aspirat mucii s-au terminat! Nu pot să-l folosesc! Noroc că am un plan de rezervă! Seringa asta imensă! Știi ce faci, nu? Acuși nu o să mai ai niciun muc! Wow, ce muc lipicios! De unde iese toată chestia asta? Nu se mai termină! Serios, sunt impresionată! Cum te simți? Bine! Chiar pot respira! Ești cea mai tare! Mersi, mamă! E timpul pentru cerealele mele! Ah, da, au moce în ele! Cred că nu le mai vreau! Mai bine mănânc niște pâine prăjită! Oh, bombonele! O să-mi placă! Unde te grăbești așa, scumpule? Știi regulile? Mai întâi trebuie să mănânci terciul ăsta delicios de ovăz! Uf, nu mănânc chestia asta! Mama pare ocupată! Acum e șansa mea! O să scap de terciul ăsta de ovăz! Locul lui e în coșul de gunoi! Ah, serios? Crede că poate să o păcălească pe mama lui? Știu cum să rezolv treaba asta! Delicios! Acum pot să mănânc niște bomboane! Stai pe loc! Ai uitat ceva? Mănâncă-ți ovăzul! Dar, mamă, chiar trebuie? Da, haide! Sunt prea deștept pentru ea! Pe curând, ovăzule! Ho? Bolul ăsta-i stricat! Nu se golește! Sunt tare confuz acum! Cum de se întâmplă asta? Ehem, o să se golească dacă mănânci terciul de ovăz! E atât de nedrept! Îl mănânc! Fericită! Ce băiat cu minte! Ce bine arăt! Trebuie doar să scap de niște fire de păr rebele! Au! Auci! Iau eu asta! A fost unul lung! Mă ustură rău! Stai! Ce s-a întâmplat cu loțiunea mea hidratantă? Ce plăcut se simte! Uite, mătușă Betty, sunt un om mare! Măcar se distrează! În fine, am fire de păr de smuls! Ruj! Mă simt frumușică! Ava, ce faci? Nu! Ăla-i rujul meu bun! Încetează! Cum arăt? Știu, știu, sunt frumoasă! Frumusețea e în interior, deci ești ok! Ce mai e acolo? Asta pare interesantă! Mătușă Betty, uite! Am o nouă coafiură! Oh, da! Aia-i zona! Îți stă bine! Mă bucur că mama ta nu e aici! Ar fi furioasă! M-am plictisit de lucrul ăsta! Hai să radem părul! Nu! Lasă aparatul de ras! Dă-mi-l! Nu! Nu o face! A fost cât pe ce? Ce-a fost în mintea ta? Nu-ți rade părul! Mă jucam doar! Îmi pare rău! Nu trebuie să fii rea! Auci, ce zgomotoasă e! Calmează-te! Stai așa! Cred că mi-a venit o idee! Știu cum să rezolv problema asta! Am nevoie de o bucată de carton! O să desenez forma unei oi pe el și o să o decupez! Acum trebuie să fiu creativă! O să încep cu lâna oii! Acum e timpul pentru față! De fapt, chiar îmi place să fac asta! E relaxant! E o oaie simpatică! O să fac ultimele retușuri! Cum ar fi să-i colorez fața și picioarele? Acum o să acopăr oița cu banda adezivă! O să devină rezistentă la apă! Așa că nu vreau să ratez nicio zonă!
Acum o să pun spumă de ras pe ea. O să-i o aplic pe lână. Lăsând fața și picioarele goale. E gata! Ava, ia uite! Rade lână de pe oaie! Îți arăt eu cum! E ușor! Și e distractiv! Vrei să încerci și tu? Poftim, ia aparatul de ras! Wow, ce cool e! Nu te apropia! Oaia asta o să devină cheală! E grozav! Tund oaia! Am reușit! Wow, mersi! Așa e! Bravo! Ura, dulciuri! Trebuie să le strecor în cameră! Șt! Până acum drumul e liber! Abia aștept să mănânc toate chestiile astea! Da! Am ajuns în pat! Acum să le văd! Ura! Arată atât de bine! Oare cu ce să încep? Sigur cu ce călățică asta! Nu! Trebuie să-mi ascund toate gustările! Ashley, scumpo, e timpul să-ți citesc povestea! Scumpo, mai ești trează? Aici erai! Ești prințesa lui tati, nu-i așa? Da, o prințesă! Eu sunt! A fost odată ca niciodată un căpcăun care trăia în pădure. Trebuie să mă prefac ca dorm ca să plece. Ce e chestia aia de acolo? Ashley, ascunzi dulciuri aici? Știi regulile? Scuze, tată, a fost un accident. Mă ierți? Stai puțin, ascunzi și mai multe? Nu mai văd alte gustări și dulciuri. Bine, te cred. Fetiței căpcăunului i se făcea somn. A căscat și s-a băgat în pat. Fix ca mica mea prințesă. Bun, o să o las să se odihnească. Somn ușor, mica mea prințesă căpcăun. A plecat în sfârșit? Da! Înapoi la gustările mele. Șt! Nu mai spune nimănui. Le-am ascuns în cel mai secret loc. Ura! E timpul pentru dulciuri. Tu ești preferata mea. Și tu la fel. Oh, nu! Nu iar! Ascunde-te! Mi s-a părut că am auzit niște zgomote aici. Încă doarme. Cred că a fost doar imaginația mea. Iu, a fost cât pe ce. E timpul pentru ciocolată. Ia uite ce de baloane frumoase. Wow! Ți se face foame de la citit? Și e prânzul. Ura! Oare ce bunătăți avem aici? Oh, iaurt! Hei, Jennifer, ia uite ce am! Ah, delicios! Poftim, micuță! Arată bine! Nu! Ești plin de iaurt, tată? Mustața mea glorioasă! E distrusă! Stai! A mai rămas vreun pic de iaurt? E ok, scumpo, rezolv eu problema. Stai să șterg iaurtul ăsta mai întâi. Așteaptă! Am o idee! Vrea cineva niște iaurt delicios? Gura mare! Îl strângi puțin și iese! E așa de bun! Nici o problemă, scumpo! M-am plictisit! Nu e deloc distractiv! Tati, nu adormi! M-am plictisit! Stai! Știu ce să fac! Puiul din cauciuc! Scumpo, doamne, m-ai speriat! Uite-mi popitul uriaș în formă de fluturet! Țac! Ar trebui să te joci cu el! Nu, mersi, scumpo, chiar nu mă interesează! Eu o să... La! Îmi strângănesc maracasele și îmi cânt melodia! Scumpo, ești îngrozitor de zgomotoasă acum! Doamne, n-a mers! Uite, scumpo, poftim! Ți-am adus ceva cu ce să te joci! Ura! Artă! O să devin o artistă când o să mă fac mare! O văcăriță artistă! Bună, tati! Mersi pentru setul distractiv! Da, în sfârșit! Se joacă și ea cu o chestie care nu face zgomot! O să fie cel mai reușit soare! Wow! Nici măcar n-am nevoie de foaie ca să pictez! Nu te mișca, tati! Ce se întâmplă aici? Nu! Toată casa e distrusă! Vai de mine! A fost doar un coșmar! Bună, tati! Slavă Domnului! Putea să iasă nasol! Stai! Ce faci acum? Nu, nici gând! Nu cât sunt eu aici! Trebuie să fac ceva! Așa, asta ar trebui să rezolve problema! Gata! Uite, scumpo, e propriul tău atelier de artă! Ok, bun! Stai acolo, nițel! Tati o să pună folia asta de plastic de jur împrejur!
Încă puțin, de câteva ori. Gata, și acum ești în siguranță în interior. Distracție plăcută acolo, tati o să se uite la sport. Ura! Pictez flori lângă soarele meu! Opa, ce lovitură frumoasă! Aproape că a fost gol! Grozavă petrecere! Ador melodia asta! Oh, cocktailuri! Nu se poate! E un tip super sexy acolo! Cât de cool e paiul ăsta! Cred că arăt grozav! Dansează cu el! Hai! Ah, bună! Bună! Îmi place paiul tău! Mersi! Dansează cu el! Melodia asta e grozavă! Aoleu, are o pădure la sub braț! Unde a dispărut? Ai un pic de păr acolo. Vai, ce rușinos! Cred că ai nevoie și de niște deodorant. Bomboana aia e fix ce-mi trebuie. Ia o lumânare și o lingură de metal. Aprinde lumânarea și pune bomboana în lingură. Așteaptă să se topească bomboana. Amestecă și vezi să nu se ardă. Stai să se răcească nițel. Aplică-o pe orice zonă cu păr nedorit. Și gata! Ai niște benzi depilatoare de casă. Am revenit! Bomboana a mers grozav! Uite, fină ca fundul unui bebeluș! Da! Deci, unde-i păpușelul ăla? Deci, paiul era curbat, era grozav! Plictisitor! Oricum, cine are nevoie de bărbați? Se apropie vara și a venit vremea pentru niște trucuri de parenting grozave! Te chinui să găsești o încălțăminte modernă? Ia un popit! Pune-ți piciorul peste popit și decupează cu grijă pe lângă el! Pune o bretea de șlap și ți-ai tucut niște papuci chic! Și te și poți distra, nițel! Ce pufos ești! Bună! Hai să vedem cum te simți! Spune aaa! Nu! Hai, fă gura mare! Lăsați-mă în pace! Nu vreau! Ok, vrei să vezi un truc magic? Wow! Aha, te-am prins! Funcționează de fiecare dată! M-ați păcălit! Da! Bun, trebuie să-ți ascult plămânii! Nu-mi place! Te poți opri? Ce distractiv e! Domnul Cute e în regulă! Ați ratat! Trebuie să vă mișcați mai rapid! Bun, nu te mișca! E perfect! Poftim? Sună bine, nu-i așa? Dă-o încoace! 10 ani de facultate de medicină și uite ce am ajuns să fac! Stai puțin! Mi-a venit o idee! O să lipesc fluturul ăsta de stetoscop! Acum nu mai pare așa înspăimântător! Hei, uite! Un fluturaș! Wow, ce drăguț e! Cred că o să aterizeze pe tine! Sună perfect! Nu mă pot mișca! L-am nimerit! Ah, urechile mele! Ups, poate ăsta o să vă ajute? Nu, nu, e în regulă. Au, trebuie să găsesc un doctor. Mac-Mac, poți să te dobor, rață mare? Oh, doamne, m-a speriat îngrozitor! Ashley, scumpo, e timpul să te speli pe dinți. Never. Ah, da, trece prin etapa aia anti-spăla pe dinți. Ia uite! Nu-i așa că arată bine ciocolata asta? Ha! Nu! O urăsc! E scârboasă! Ashley, trebuie să te speli pe dinți chiar acum! Bine, e nevoie de niște măsuri drastice! Dentistul! Bună, Ashley! Gura mare! Nu! Să vedem! Ah, da, păpușa! Vezi, Ashley? Nu-l doare pe domnul mușcățel? Poftim, ține-l tu și arată-mi dinții! Vai, e mult mai rău decât m-am imaginat! Nu, instrumentele astea nu sunt bune. Trebuie să-ți scoatem toți dinții. Nu, glumeam. În schimb, o să-l folosim pe amicul meu. Și acum o să-i pun puțină pastă de dinți. E frumușel! Poți să-l văd? Imediat, așa. Ok, nu e deloc înfricoșător. Gata, ta-da! Dinții mei sunt curați acum. Bun, n-a fost așa de greu, corect? Te distrezi? Ce băiețel deșteptam! Unde a dispărut? E încă bebeluș, nu poate ajunge departe! Unde ești? Au, sunt prea multe jucării pe jos! Trebuie să fac ordine! Ești aici?
Te aud, să știi! De ce știi atât de bine să se ascundă? Poate ești în dulapul ăsta? Stai! Nu fugi! În sfârșit te-am prins! Hai la mama în brațe! Cred că trebuie să ne asigurăm că nu mai fugi! Și țarcul ăsta de joacă e fix ce trebuie! Nu mai ai cum să scapi de aici! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Și acum pot să-mi citesc cartea în continuare! Funcționează perfect! Cutremur! Stai! Ce se întâmplă? Mă duc să văd ce face Ava! Ava? Ești ok? Nu! Întoarce-te, domnule unicorn! A căzut din pat! Hai să te învelim! Mult mai bine! Mi se plăcute, scumpo! E ok? Phew. Ava? Scumpo? Cum de încă doarme? Trebuie să rezolvăm problema asta! Nu mai pleci nicăieri! Trebuie să-mi protejez fetița! Cred că ajunge! Pare fixată bine! Super, mama lovește din nou! Serios? Glumești? Cum de-i posibil așa ceva? Eram convinsă că o să meargă! Ok, am nevoie de un plan nou! Stai să mă gândesc! Aș putea folosi pătura aia! Care e cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? O să pun pătura pe pat, apoi o să o rulez! Vreau să aibă formă de cremvurst! E bine! Acum o să ridic cearșaful și o să pun pătura pe marginea saltelei! Apoi o să pun cearșaful peste ea! Mă asigur că stă bine! Acum trebuie să o duc pe Ava înapoi în pat! Haide, scumpo! Ar trebui să o împiedice să mai cadă! Merge de minune! E ca o barieră! Zici că e un îngeraș când doarme? Ador acatelele! Sunt preferatele mele! S-a întors mami de la magazin! Sunt cel mai tare la jocul ăsta! Sigur o să trec peste nivelul ăsta! Stai puțin! Justin, de ce ai mâncat atât de multe bomboane? Scuze, mami! Vrei și tu din acadeaua mea? Nu, păstrează tu! Acadeaua mea! Unde e? Unde a dispărut? S-a spart! Acadeaua mea e distrusă! Dragule, îmi pare rău! E ok, gata, gata! Auzi, mămica are o idee! Poftim, nu vrei portocala asta drept gustare? Nu! Vai, ce să fac? Știu, cuburile astea de zahăr o să mă ajute! Le bag în cuptorul cu microunde! O să setez timpul la un minut! Ar trebui să fie suficient! Așa, pot să verific acum? Excelent! S-a topit de tot zahărul! Acum îmi trebuie micuțele mele forme de acadele și niște bețișoare! E timpul să pun feliile de portocale! Acum o să torn zahărul topit! Iată, uită! Așa, cantitatea ideală! Acum le las să se întărească! Sunt gata și pot fi scoase din forme! Excelent! Uite ce acadele grozave cu fructe am făcut! Scumpule, mami are o surpriză pentru tine! Wow, acadele noi, doar pentru mine! Sunt delicioase, mersi, mami! Cu plăcere! Wow, arăt bine! Urmăritorii mei o să adore asta! Vai de mine! Chris, uită-te la clipul ăsta! Salut, partenere! Iha, o gogoașă! Woohoo! Clar pot să obțin și eu vizualizările alea! Trebuie doar să-mi vină o idee! Știu! Îmi trebuie niște recuzită! Să devin virală! Unde sunt ochelarii? Uite-i, mamă! Mersi, scumpule! Și-au pățit! Nu pot să-i port pe ăștia! Nu o să mai fiu niciodată un influencer! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Dacă ochelarii tăi au avut și zile mai bune, uite un mic sfat! Aplică un strat de ojă pe marginile lentilelor. Încearcă să dai uniform ca să ai aceeași grosime peste tot. Uite așa!
În continuare, folosește o pensulă subțire ca să adaugi niște detalii cu vopsea albă. Pictează niște dungulițe pe deasupra ojei. Fă la fel cu niște vopsea albastră și galbenă. Ochelari de soare cu gogoși? Super! Arată bine! Chris, scumpule, poți să fii cameramanul meu? Oh, da! Vezi să-mi surprinzi latura bună? Wow, mamă, ești așa de populară! E grozav! Nu se poate! Nu-i corect! Nu merge! Suflă un pic mai tare, dragule! Așa, mami? Cartea mea! E fleașcă! Joacă-te frumos, scumpule! Dar, mami, baloanele mele sunt defecte! Am făcut deja un duș azi! Ups, scuze, mami! E doar un copil! Inspiră adânc! E ok! Nu-mi place jucăria asta! Știm ce să fac! Durează doar o clipă! Ce de baloane! Ah, exact ce-mi trebuie! Pare perfect! Uite ce ți-a luat mămica! Oh, mamă, e un porc! Și face baloane! Nu se poate! Sunt atât de entuziasmat! Du-te să te joci cu el! E grozav! E atât de distractiv! O să fim cei mai buni prieteni pentru totdeauna! Cu plăcere, dragule! Și acum pot să-mi citesc și eu cartea! Cremă de ciocolată! Neața! Ai dormit bine? Te rog, spune-mi că ai ciocolată și nu altceva! E așa gustoasă! Cred că mai trebuie! Așa! Dezgustător! Cine te-a învățat bunele maniere? Oh, stai, eu am fost! Mai bine curăț pe aici! Mai e ceva în borcan? O banană? Bleah! Măcar mănâncă fructe! Ia să vedem ce mai e acolo! Suc? Cum de e posibil așa ceva? Ah, tinere, trebuie să facem ceva în legătură cu miseria asta! Scoatem ochelarii! Mami, am făcut baie săptămâna trecută! Nici o scuză, trebuie să te spăl! Mami, vreau suc, nu apă! Asta are gust nasol! Nu te mai plânge! Dozatorul ăsta de săpună îmi dă o idee! Hai să te ștergem! E timpul pentru mâncare! Termină! O să faci iar mizerie! Încearcă asta! Ciocolată care țâșnește! Wow! Poftim! Ciocolată fără mizerie! O să întindem chestia asta! Dăm, dăm, dăm! Bun, bun! Mai mult! Fix cum îmi place! Papă tot, puiule! Și au fost la bal împreună! Eu? Au! Ce rană s-a făcut! Oh, e o tăietură urâtă! Trebuie să curățăm rana ca să nu se infecteze! Știu! Mereu port cu mine o mini trusă de prim ajutor! Bețișorul de ureche umplut cu antiseptic! Rupem vârful și antisepticul curge în capătul cu vată! E bine! Oh! Aproape am terminat! Gata, e curățată! Ce util a fost! Mersi! Nu mai bea sucul ăla! Ai întârziat la școală! Mamă! Mergi la școală ca să înveți, nu ca să arăți bine! Uite-ți ghiozdanul! Acum pleacă! Chiar trebuie! Vai! Uite ce vreme e! O furtună! Da! Adio, școală! Frumoasă încercare! Stai puțin! Am nevoie de perdeaua de la duș! Învinge vremea cu un poncio făcut de tine! Împăturește o perdea de duș într-un triunghi și apoi decupează vârful! Ai grijă să fie ascuțită foarfeca! Perfect! Apoi ia două bucăți pătrate de material și pune-le una peste alta! Pune o bucată de hârtie de copt pe o margine și lipește-le cu o placă de păr! Acum ești pregătit pentru orice vreme! Serios? Ești simpatic! Acum grăbește-te, nu vrei să ratezi orele? Mă simt ridicol! Popituri! Popiturile sunt preferatele mele! Tu și popiturile tale! Serios! Trebuie să te speli pe dinți! Haide! Uite-ți periuța cu pastă de dinți! Nu! Urăsc să mă spăl pe dinți! Trebuie! Acum bag-o în gură!
Auzi? Fă cum zic eu! E important! Nu, nu o fac! Urăsc treaba asta! Nu mă poți obliga! Vreau doar popituri! Oh, ești imposibil uneori! Nu te pot obliga? Bine, gata! Ăsta merge cu mine! O să umplu popitul ăsta cu buline de pastă de dinți, un pic în fiecare zonă! Așa, astea sunt toate! Acum și niște bicarbonat de sodiu! O să-l presar peste popit cu pastă de dinți! Gata, e pregătit! Nu mai plânge, scumpule! Poftim, ia-ți popitul înapoi! Ura! S-a întors popitul meu! Pac! Așa, sper să meargă! Mi-a sărit fix în gură! Mamă, ce am în gură? Paste de dinți! Și acum e timpul să te speli pe dinți! No, nu-i corect! M-ai păcălit! La la la! Îmi place mult să fac curat! Am primit un mesaj! Wow, ce frumos din partea ei! Vine bunica în vizită și are un cadou pentru tine! Nu-i așa că abia aștepți? Iuhu, am ajuns! Sunt eu, cea mai elegantă bunică! Bună, intră! Ce băiețel frumos! Uite ce are bunica pentru tine! Te transformi într-un băiat mare! Mă bucur să vă văd! Ce zici? Deschidem cadoul ăsta? Ce părere ai? Oh, oh nu! Nu e bine! Îmi pare rău! Nu e mărimea corectă! E ok, mama! O să-i vină când îi mai crește piciorul! Uite, îi vine aproape perfect! Sunt super! Uite! De ce nu încerci să faci câțiva pași? Ok, poate îi sunt puțin cam mari! Mie-mi plac! Stai puțin! Știu ce pot să fac! Stai pe foaia aia de hârtie, puiule! O să-ți conturez talpa piciorului! Așa! Bravo! Acum o să decupez talpa! Hei, mama! Ia asta! Și ce fac cu ea? M-am prins! Vreau niște încălțări de mărimea asta! Sunt pentru nepotul meu! Imediat! Cred că perechea asta i s-ar potrivi! Ia să vedem! Sunt mărimea perfectă! Îi cumpăr! Ok, mulțumesc! Zi frumoasă! Ok, scumpule, de data asta bunica ți-a adus mărimea potrivită! Vrei să-i probăm? Mai întâi piciorul stâng! Strânge mariciul ăsta! Arată mult mai bine! Ce mă bucur! Știu! Ce zici? O reducere la scule? Tati, uită-te la tabloul meu! E grozav, micuțo! Stai, ce ai pe bluză? Am testat vopselele pe mine! Mama ta o să fie atât de nervoasă! Vă las singură după amiază și uite ce se întâmplă! Scuze! E vina mea! Fii blândă cu ea! Nu pot să las să se întâmple asta! Hai să schimbăm bluza aia, fără vopsele pe haine, bine? Ok, tati! Arta e distractivă! Uite-te la ea, micuța mea Picasso! Uite, tati! Haide, măi! Ups! E timpul să gândesc creativ! Cred că știu ce să fac! Poftim, propriul tău short! Mersi, tati! Stai puțin! Ok, Jennifer, arată-mi pictura! Wow, e frumoasă! O pune pe perete și nu te-ai mai murdărit! Of, nu știu ce să mai fac! Gustă nițel, scumpo! Nu, nu vreau! E scârbos! Știu! O să-ți dau jucăria asta! Nu! Bine, dar ce zici de toate popiturile astea? Am deja unul! Vezi? Păstrează-le! Am încercat! Ce zici de servieta asta plină de bani? Imaginează-ți câte dulciuri ai putea să-ți iei! Oh,
ce de bani! Nu, nu mă poți cumpăra! Nu vrei deloc să ajungem la o înțelegere? Nu-l vreau! Vai! Bucătăria mea frumoasă! A fost distractiv! Vreau să mă joc cu sirena mea! O sirenă? Mi-a venit o idee! Ca masa să fie mai distractivă, ai nevoie doar de o lingură și niște lut modelator! Aplatizează lutul modelator! Apoi înfășoară-l pe mânerul lingurii și pliază-l! Apoi modelează partea de jos a lutului în formă de coadă de pește! Uite așa! Apoi folosește o unealtă de sculptat ca să adaugi niște detalii pe coadă! Scrijelește ușor lutul cu unealta! Arată bine! Acum hai să facem niște solzi! Începe de sus și coboară până la baza mânerului! Nu uita să nu fie prea adânci urmele! Doar atinge ușor cu unealta suprafața lutului! După ce ai terminat, pune lingura pe o tavă și bagă-o în cuptor! Așa o să se întărească lutul! Scoate din cuptor și așteaptă să se răcească! La final pictează lutul cu argintiu! Sper să meargă! Wow! O lingură de sirenă! E așa magică! Ce fetiță cu minte! Bună, iubire! Tati! Bună, scumpo! Ăsta-i mic dejunul tău! Nu mănânc chestia asta! Nu, iar! Așa tată, așa fică! Nu, nu se va întâmpla! Scumpule, am venit de la magazin! Aoleu! Zbor! Nu, cad! Chiar m-a durut! Ce s-a întâmplat? Bomboane? Am nevoie de ceva pentru durerea asta de cap! Aspirină! E utilă! Mai bine curăț mizeria asta! Sunt bomboane peste tot! Nu se mai termină niciodată! Acum ecuația asta este preferata mea! Pot să mă strecor acolo? Scuze, prefaceți-vă că nu sunt aici! Așa, frumos și curat! Continuați! E o pasta, dinozaurule! Scumpule, tu ai făcut toată mizeria asta? Nu, mami! M-am găsit o bombonică! Nu o să reușesc niciodată să curăț tot! Stai așa! Ia o folie de medicamente și scoate toate pastilele! Apoi umple-o cu bomboane! Ia niște folie de aluminiu și lipește-o peste blister! Sigilând-o, apăsând bine marginile! E gata! Un dozator de bombonele improvizat! Uite, dragule, pachete de bomboane toate pentru tine! Și fără mizerie! Mersi, mami! Asta e pentru tine, mami! Preferata mea! Aproape mi-am terminat desenul! Carioca asta s-a stricat! Poate dacă o bag în gură? Tot nu funcționează! Ce enervant! Ce carioca idiotă! Vreau să-mi termin desenul! Ai grijă, scumpa mea! O să folosesc pe asta roz! Nici asta nu merge! Era cât pe ce! Ia să vedem! Ce ai pățit? Nu pot termina desenul! Nu mai merg cariocile! Asta da problemă! Oare ce pot face? Știu! Mami o să te ajute imediat! Grăbește-te! Ia un șervețel umed și împăturește-l! Apoi lipește-l de o bucată de scoci. Pune un bețișor de urechi peste șervețel și rulează-l, menține capetele bețișorului de urechi neacoperite. Acoperă-l la final cu scoci și taie-l. Apoi picură cerneală colorată peste capătul bețișorului. Șervețelul umed va absorbi cerneala și așa ai obținut rapid o cariocă! Poftim, scumpa mea! Wow! Pot să-mi continui desenul? E super! Mersi, mami! O să desenez soarele! Bravo, puiule! Ce distractiv e!
O să iau-o de asta. Bună alegere! Poftiți! Poftim, Betty! Să mergem, draga mea! Delicioasă! Stai așa, scumpo, trebuie să răspund la telefon. Alo? Ah, bună! Mă bucur să te aud! Mami! N-a făcut-o! Nu te cred! Ok, Betty! Acadeaua mea! Ar trebui să ridic! Pare murdară! Unde mi-a dispărut balonul? Nu! Vino înapoi! Îmi pare rău, balonule! De ce li se întâmplă chestii rele oamenilor buni? Betty, ce s-a întâmplat? Oh, te sun eu înapoi! E ok, scumpo, o să rezolve mami problema! E urgență! E o plăcere să facem afaceri! Ar fi trebuit să-mi continui facultatea! Trebuie să nu se mai întâmple chestia asta! O să înfășor panglica în jurul acadelei! Ar trebui să meargă! Poftim, Betty! Wow, mersi, mamă! Uite, balonul meu nu mai zboară! Oh, ce drăguț, scumpo! Sunt așa fericită! Mami! Te salvează, mămica! Ah, a fost interesant! Ce zi! Hai să mergem să o vedem pe mami! Bună! Te-ai distrat la școală? Pantofii tăi sunt puși greșit! Bună, mami! Bună, dragă! Școala a fost plictisitoare, mami! La fel și munca! Ce avem la cină? Sunteți acasă acum! Descălțați-vă și duceți-vă la joacă! Ura! Mă duc să desenez! E necesară o rezolvare rapidă! Știu exact ce e de făcut! Scoate branțurile din pantofi, printează un personaj din desene pe o hârtie rotundă și tai-o pe jumătate! Pune lipici pe partea cealaltă a hârtiei! Apoi lipește partea stângă a desenului pe branțul stâng. Fă la fel cu branțul drept. Pune branțurile în pantofii care trebuie și acum poți diferenția stângul de dreptul. De ce nu te duci afară la joacă? Da! Mami! E un iepuraș în pantoful meu, dar arată cam ciudat. Mult mai bine! Wow, ce simplu e! Ai reușit, scumpo! Bravo! Ceva nu e în regulă. Stai așa, mă descurc eu. Pantofii mei se uită la mine. Dacă poate merge să... E complicat, am reușit. Dacă îl pun pe ăsta aici, simplu. Era cât pe ce să par un tântălău. Așa, mult mai bine. Pe curând, mami. Sunt așa norocoasă să am o familie minunată. Prostuță, dar minunată. Nu înțeleg cum funcționează jucăriile astea pentru copii. Wow, chestia asta se întinde. Tată, ce faci? Hei, ăla-i suc? Știi regulile, dă-mi-l! Of, tată, ești atât de rău! Hei, bine, poftim! Ia un pahar, poți să bei niște apă în schimb? Apa nu e așa de bună ca sucul? Nici măcar nu ajung ca să pot să fac apa să iasă! Nu-i corect, nu merge! Mi-e sete și mi-ai luat sucul! Oh, nu! N-ai putut să iei deloc apă? Nu plânge! Poftim! Ăsta e mai potrivit pentru tine? Nu mai plânge și încearcă aparatul ăsta, scumpo! Stai! Ăsta e unul mititel pentru mine? Ura! Îmi place să am propriile lucruri! O să am nevoie de un păhărel pentru chestia asta! Apa curge în păhărelul meu! Ura! Acum am o băutură în păhărelul meu! Vezi? Tatăl tău are grijă de tine! Foarte bine că bei apă! Efectiv, nu înțeleg scopul acestor jucării! A plecat! Și uităm sucul! O să-mi torn sucul în sticla asta! Arată exact ca apa! Acum e gata! E timpul să-mi umplu păhărelul! Delicios! Sucul e mai bun ca apa! Scumpo, explică-mi și mie cum funcționează jucăriile astea! Efectiv, nu pricep! Mi-e atât de sete! Trebuie să beau ceva! O să beau rapid cola asta și apoi mă duc la ore! O să iau cu mine! Oh, nu! Nu pot să intru cu mâncare sau băutură! Ce mă fac? Trebuie să o pun în ghiozdan!
stai puțin. Creion. Carte fleașcă. Cartea mea. Cola mea. E o idee atât de proastă. Dar ce să fac? Nu mai am nevoie de asta. Opa, ce-am prins-o? Ăla-i gunoiul meu, ciudat-o. Poate că merge să folosesc sticla asta. E bună! Ia o sticlă goală și taie-i partea de sus. Pune partea de sus a sticlei peste o doză de cola. O doză de cola cu un capac care nu o să mi se verse peste cărți. Mai bine mă duc la oră, nu vreau să întârzi. Am făcut în sfârșit curățenie. Hei, mama! Oh, suc! Ce bun e! Ah. De la ce ai urmele alea pe față? Ce urme? Ah, nu-i mare lucru. Stai așa, o să-ți pun în plasture. N-o să te doară deloc. Mamă, oprește-te! Serios, mamă? Ah, știu! Pune un plasture pe o suprafață orizontală. Desenează ceva pe el. Fă un desen cât mai atractiv. Apoi colorează-l. Ce bufnițe simpatice! Mai am puțin! Gata cu plasturii plictisitori. Wow! Ce bine arată! O să-mi lipesc pe față. Da, sunt super! Cum arăt? Wow, ce interesant sunt! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Ăsta e cel mai reușit! E un desen atât de frumos! Am nevoie de mai mult verde! Oh, uite-o pe artista mea mică! Bună, mami! Oh, nu! Ce-a fost aia? Sper să nu fie hamsterul! Ah, sunt creionele tale cerate! Nu! No, cum mai desenez acum? E ok! Mami o să găsească o soluție! Sper! De ce mi se întâmplă mie asta? E un dezastru! Forma asta ar putea fi utilă! Merită să încerc! O să pun creionele rupte în formă. O să umplu numerele. Astea sunt toate. Acum o să pun forma în cuptor. Ar trebui să se topească ceara. E ca și cum ai coace o prăjitură. Sper să meargă. E timpul să scot forma din cuptor. Cu grijă, e fierbinte. Le las să se răcească și apoi le scot din formă. Ce distractiv arată! O să-l aranjez pe farfuria asta. Sper să-i placă lui Cheryl. Erau creioanele mele colorate favorite. E ok, draga mea. Ia uite ce are mami. Sunt creioane colorate? Sunt numere! Pe care să-l folosesc mai întâi? Uite, mama are diferite culori. Mă bucur că-ți plac. Le ador! Oh, nu! Mami! Oh, am nevoie de o vacanță. De ce? E dificil să fii părinte. Sperăm că aceste trucuri îți pot ușura viața. Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile.